România este cu un pas mai aproape de Schengen. Liderii europeni și-au asumat un plan de măsuri pentru combaterea migrației, principala problemă pentru care Austria a votat împotriva noastră la Consiliul JAI din decembrie. Printre deciziile luate târziu în noapte de Consiliul European se numără și acordarea de fonduri suplimentare pentru securizarea frontierelor. Cum vor influența aceste decizii țara noastră, ne explică Emma Stoica. În direct acum cu noi, Emma, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Ne uităm în primul rând la programul pilot din care va face parte țara noastră. A fost o argumentare care a venit atât din partea liderilor europeni, cât și special din partea cancelarului austriac, cel care a și votat împotriva țării noastre. Vorbim de un program pilot care are ca scop protejarea granițelor externe ale Uniunii Europene și ale Schengen, dar și ale Europei. Pe lângă noi va intra în acest program și Bulgaria. Știm două țări care în momentul de față se pregătesc pentru aderarea la spațiul Schengen. Ne uităm la ce înseamnă acest program. Vorbim în primul rând de o monitorizare mai bună, atât aeriană cât și terestră, fie că vorbim de drone care vor survola, fie că vorbim de patrule mixte care se vor afla în granițe, dar și aparatură nouă pentru a putea să facă față Europa migrației ilegale. Vorbim de o migrație care a crescut în ultimul an, 33.000 de oameni au fost surprinși de la frontierele externe ale Europei, trecând anul trecut în Europa. Pe de altă parte, dacă ne uităm la restul măsurilor care au fost luate aseară, vorbim de asemenea de fonduri suplimentare care vor fi acordate pentru consolidarea tuturor sistemelor de la frontieră. Sunt păreri împărțite. Pe de o parte, dacă ne uităm la ce a transmis Comisia Europeană, la ce înseamnă aceste fonduri, vedem că ele ar trebui să fie folosite tocmai pentru întărirea granițelor externe. Pe de altă parte, dacă ne uităm la reacția pe care a avut-o cancelarul austriac despre concluziile de aseară, se declara foarte mulțumit. Ne amintim că acesta propusese să fie construite garduri noi la frontierele externe ale Europei. Este foarte important de precizat. Prin acest program pilot nu înseamnă că în România vor fi construite garduri. Nu se pune problema de așa ceva în acest proiect din care va face parte, dar este un pas important dacă ne uităm din perspectiva Schengen pentru țara noastră, pentru că sunt tocmai măsurile pe care le-a cerut Nehammer în momentul în care s-a opus României, ceea ce înseamnă că de acum înainte ar putea să se poarte din nou negocieri pentru a fi introdusă aderarea României și a Bulgariei pe lista subiectelor care se pot discuta într-un Consiliu JAI. Stoica, mulțumesc!